Sectorul construcțiilor este unul dintre cei mai mari consumatori de resurse. Sunt necesare decizii și măsuri pentru a consolida durabilitatea și sustenabilitatea în cadrul acestei industrii. Industria construcțiilor este un mare consumator de resurse naturale regenerabile și neregenerabile. Dimensiunea pieței globale a materialelor de construcții este de așteptat să crească de la 1.121.100 milioane USD în 2022 la 1.493.810 milioane USD până în 2028. Cu o rată anuală compusă de creștere de 4,9% din 2022 până în 2028. Industria construcțiilor produce o cantitate enormă de deșeuri. Acest volum rezultă din producția, transportul și utilizarea materialelor. În Uniunea Europeană, industria construcțiilor contribuie cu aproximativ 40-50% din deșeurile raportate anual. În afară de generarea de deșeuri, industria construcțiilor crește rapid consumul mondial de energie, în special utilizarea resurselor de combustibili fosili. Producția de materiale de construcție consumă energie. Faza de construcție consumă energie. Iar operarea unei clădiri finalizate consumă energie pentru încălzire, iluminat și ventilație. Fondul imobiliar existent în țările europene reprezintă peste 40% din consumul final de energie din statele membre ale Uniunii Europene. Consumul rezidențial reprezintă 63% din consumul total de energie din acest sector. Scopul creării unei scheme circulare este aceea de a crea o industrie de construcții durabilă, ecologică și eficientă, care minimizează impactul asupra mediului. Este important să se optimizeze fluxurile de materiale în construcții care implică gestionarea eficientă a resurselor. Cum ar fi recuperarea, reciclarea deșeurilor, utilizarea materialelor reciclate și reutilizarea clădirilor și componentelor existente? Obiectivele de decarbonizare estimează că sectorul ar trebui să ia în considerare amprenta de carbon a materialelor de construcție și să reducă nivelurile emisiilor. Sectoarele construcțiilor sunt responsabile pentru aproape 40% din emisiile globale de dioxid de carbon generate. Diversi factori determină amprenta de carbon a unei clădiri, dar majoritatea oamenilor sunt conștienți doar de consumul de energie, pe care îl reduc prin trecerea la alternative regenerabile. Factorii care contribuie la amprenta de carbon a unei clădiri includ emisiile provenite din transportul materialelor către șantier și carbonul încorporat, care reprezintă un procent semnificativ din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Oțelul, betonul și aluminiul sunt cei mai mari incriminați aici, deoarece emisiile lor sunt aproape egale cu emisiile globale de gaze cu efect de seră din sectorul construcțiilor. Primul pas către zero emisii de carbon este insistența asupra eficienței energetice. Ocupanții consumă multă energie cu echipamentele de uscat mic și de birou. Această rată va fi minimă numai dacă se trece la energia regenerabilă. Există câteva strategii pe care contractorii le pot folosi pentru a reduce emisiile de carbon. Renovarea sau reutilizarea clădirilor existente. Construind mai puțin, asigurându-ne că scopul este de a satisface doar nevoile comunității. Construirea eficientă ajută la maximizarea utilizării materialelor de construcții disponibile. Asigurați-vă că proiectul emite deșeuri reduse prin reciclarea materialelor. Energia încorporată este reprezintă suma întregii energii utilizate pentru a produce un material sau un produs, inclusiv mineritul, fabricarea și transportul. Pentru a obține o casă cu consum redus de energie, este important să luați în considerare energia încorporată atunci când alegeți materiale și sisteme de construcție.
Diferitele tipuri de materiale și sisteme de construcție vor avea niveluri foarte diferite de energie încorporată. Nu este doar o chestiune de alegere a materialelor cu consum redus de energie. O casă construită poate necesita mai multă sau mai puțină energie operațională pentru funcționarea sa, cum ar fi de exemplu încălzirea și răcirea. Energia totală încorporată a unei clădiri este energia totală necesară pentru producerea tuturor materialelor utilizate în construcția inițială, producerea tuturor materialelor utilizate în reparații sau renovări pe durata de viață a clădirii, transportul materialelor la fața locului și energia utilizată la fața locului în timpul construcției, reparațiilor sau renovărilor. Calculul energiei încorporate este adesea efectuat în cadrul unei evaluări a ciclului de viață. Reducerea materialelor cu energie încorporată ridicată este prin urmare un obiectiv esențial. Putem menționa aici aprovizionarea cu materiale locale pentru a reduce energia pentru transport și reutilizarea materialelor existente, alegerea de noi materiale care au o proporție ridicată de materie primă reciclată pentru o durată lungă de viață a clădirii sunt doar câteva exemple de măsuri aplicabile. Energia încorporată generează un impact semnificativ asupra mediului, cu întreaga gamă de efecte asociate cu activitatea de construire a clădirilor. Efectele asupra mediului includ aspecte precum utilizarea apei, utilizarea terenurilor, epuizarea materiilor prime, emisiile de poluanți și emisiile de gaze cu efect de seră și biodiversitatea.